Cu ce, Doamne, prunele să umplem? Ce să umplem, Doamne? Tu nu vezi că au căzut toate pe jos? Of! Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vom vorbi despre o problemă des întâlnită la pomii fructiferi și astăzi ne vom referi la pruni. Ați văzut că de multe ori vă cad prunele necoapte pe jos. Ia uitați cum este și pe la noi pe aici. Este și mai în partea cealaltă. Dar mai întâi de toate, nu uitați să lăsați un like la acest video, să dați o distribuire pentru a afla și prietenii dumneavoastră și am să vă spun principala cauză din care cade aceste prune pe jos. Prunele pot cădea din pom înainte de a se coace din mai multe motive. Și unul dintre motive ar fi maturitatea. Unele soiuri de prune cad din pom atunci când ating maturitatea deplină. Acesta este un proces natural, iar fructele căzute pot fi încă comestibile după maturare completă la sol. Factorii climatici, de asemenea, vremea nepotrivită, cum ar fi ploile abundente, vântul puternic sau temperaturile extreme, pot contribui la căderea prematură a fructelor din pom. Infestațiile cu dăunători, atacurile de insecte sau boli pot slăbi legătura dintre fructe și crengi, ducând astfel la căderea lor înainte de coacere. Deficiențele nutriționale. Dacă pomul nu primește suficiente substanțe nutritive necesare dezvoltării fructelor, acestea pot cădea înainte de a se coace complet. Stresul plantei, lipsa de apă. Solurile compacte sau alte condiții de stres pot determina căderea prematură a fructelor. Concurența dintre fructe. Uneori, fructele pot cădea pentru a permite celor rămase în pom să se dezvolte mai bine. Este important să monitorizați starea pomului și a fructelor sale. Să încercați să mențineți un mediu sănătos și să luați măsuri pentru a preveni sau a atenua aceste probleme. Iar motivul principal din cauza căruia cad majoritatea prunelor, vă va spune și Dani și vă va și arăta cum să depistați această problemă. Principala cauză din care cad prunele pe jos este viespea prunelor. Și noi în primăvară, deci acest tratament pe care l-am făcut, este important să-l faceți în primăvară pentru viespea prunelor. Și am folosit un produs bio care este și fungicid și insecticid. Este vorba despre Morpheus SL de la semplus.ro. Acesta este și un fungicid foarte bun și un insecticid ecologic. Deci îl puteți aplica și dumneavoastră și nu veți avea probleme. După cum observați la noi, și în momentul de față bate vântul destul de tare în rafale. De aceea au căzut și aceste prune, deci de câteva zile tot bate vântul în continuu. Unele sunt stafidite, altele sunt proaspăt căzute pe jos, așa că din această cauză au căzut prunele la noi. Dar am să vă fac și un test ca să vedeți că nu este din cauza viespii prunelor aceste prune căzute pe jos, și anume va trebui să luăm o prună, scoatem sâmburele și vom sparge acest sâmbure să vedem dacă în interior există acea larvă de la viespea prunelor. Vreau să vă și arăt dacă aveți această problemă cu căderea prunelor, ca să depistați dacă este din cauza viespii. Va trebui să luați o prună care este căzută pe jos. O vom tăia. Ia uitați. O tăiem să vedem în interior. Negruț, pleacă de aici. Pleacă, pleacă, negruț. A venit și cățelul. Pleacă, mă! Vrei tu să mănânci pruna? N-am mănâncă pruna, ia. Ia uitați-l, de asta a venit. Pleacă de aici, negruț. Da, ia-o și pe asta. Hai, mănâncă. A venit după prune. Ia uitați, aici avem sâmburele. După sâmbure o să vă dați seama dacă aveți această problemă cu viespea și dacă din această cauză au căzut pe jos. Luăm acest sâmbure și îl vom sparge. Între timp eu am spart și sâmburele, ia uitați.
Haideți că am oprit și sunetul original, deoarece am observat la editare că se auzea muzică de la vecini. Așa că, dumneavoastră, ce trebuie să urmăriți în interiorul sâmburelui? Dacă are o larvă în interior, să știți că este din cauza viespei. Deci, ca să fiți siguri, puteți să mai spargeți încă câțiva sâmburi și, dacă în toți se prezintă acea larvă în interior, este din cauza viespei. Câteva zile, de aceea s-au și scuturat aceste prune pe jos. Sunt chiar bune, nu sunt stricate. Ați văzut cățelul venea cum am tăiat pruna, venea să îi dau și lui. Sunt foarte bune și foarte gustoase. De aceea eu pentru această problemă vă recomand un produs foarte bun. Este vorba despre Morpheus SL, care este și un insecticid și un fungicid. Și ca fungicid combate rapanul, putregaiul fructelor, pătarea cenușie, focul bacterian și virozele. Acesta mai combate și dăunătorii care ne afectează fructele, cum ar fi afidele, omizile, viespile, musculițele. Acestea atacă frunzele și fructele. Haideți să vă spun și câte ceva despre modul de acțiune al acestui produs. Ei bine, Bacillus thuringiensis produce proteine de tip cristal care sunt toxice pentru unele insecte, atunci când se hrănesc. În intestinul lor, toxinele sunt activate, degradează intestinul și insectele mor datorită infecțiilor și înfometării. Utilizat pentru combaterea lepidopterelor, precum omizi, molii și fluturi, și himinopterelor, adică aviespilor. Invaziv, în sensul că se limitează accesul patogenilor la stomatele frunzei plantelor, și în al doilea rând, curativ, prin degradarea pereților celulari ai patogenilor, stopând înmulțirea acestora. Controlează rapanul, putregaiul fructelor, pătarea cenușie și alte boli la pomii și arbuștii fructiferi. Morpheus L este un produs formulat pe bază de microorganisme antagoniste față de factorii patogeni și dăunătorii pomilor, dar și a arbuștilor fructiferi. Acesta are în compoziția sa minim 10 miliarde de colonii formatoare de unități per mililitru din următoarele clase de microorganisme: Bacillus pumilus și Bacillus subtilis. Iar recomandările de aplicare sunt următoarele. Se poate aplica toamna sau primăvara de vreme pentru fungii și dăunătorii instalați în crăpăturile scoarței sau pe parcursul perioadei de vegetație. Nu se va amesteca cu alte produse. Când se aplică Morpheus L? Ei bine, Morpheus L se aplică înainte de dezmugurit, prin îmbăierea pomilor și arbuștilor fructiferi, pentru combaterea factorilor patogeni și a dăunătorilor instalați în crăpăturile și în scoarța pomului. Acesta înlocuiește cu succes produsele clasice simple cu conținut de ulei mineral. În plin stadiu vegetativ, pentru combaterea bolilor și dăunătorilor specifici. Iar dozele recomandate sunt următoarele. Foliar, la dezmugurire, se aplică 2,5 litri în 100 de litri de apă per 2500 de metri pătrați. Foliar în plin stadiu vegetativ, 5 litri în 500 de litri de apă per hectar. Sau 500 de mililitri în 100 de litri de apă per 1000 de metri pătrați. Sau 50 de mililitri în 10 litri de apă per 100 de metri pătrați. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Cam acesta a fost videoclipul nostru pentru ziua de astăzi. Și nu uitați să lăsați un like la acest videoclip. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați. Este total gratuit și activați și clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când noi postăm ceva nou. Și vă mulțumim frumos. La revedere!